Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulcea, a anunțat la începutul acestei săptămâni semnarea contractului privind atribuirea serviciilor de proiectare și de execuție a lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraș prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului. Proiectul are o valoare totală de peste 36 de milioane de lei, adică 7,65 milioane de euro, iar partea de cofinanțare de 2% asigurată de primăria municipiului Călăraș este de peste 726.000 de lei. Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni, din care execuția lucrărilor 16 luni. În cadrul conferinței de presă susținută de primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, și cei doi viceprimari, au fost abordate mai multe subiecte de interes pentru cetățeni, printre care scăderea prețurilor la locuințele ANL, nunțile în stradă, lucrările aflate în derulare în municipiu, reabilitarea cinematografului Victoria și activitatea poliției locale. Începem seria proiectelor europene, în sensul că astăzi vom semna proiectul pe port, da? Pietonalul, mult așteptatul pietonal, da? Și titlul proiectului este Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraș prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului. Astăzi se va semna și după aceea trecem la proiectare și execuție. Da, avem 30 de luni, din care execuția efectivă este de 16 luni. Valoarea proiectului vă este de 7,65 milioane euro și este un proiect care îl vom face frumos, deoarece vom face și un studiu în zona respectivă și vom analiza dorințele oamenilor pentru a putea să dezvoltăm și să punem în acest proiect ceea ce își doresc oamenii din această zonă. Ba mai mult, așa cum am promis în următoarea perioadă și respectiv de în următoarea perioadă, respectiv miercuri, vom face recepția și la Clubul Pescarilor. Da, știți că a fost un proiect pe care am lucrat contra cronometru, dar am reușit să-l facem la termen și vom face recepția pe 30. Era inaugurarea, vă invităm de ziua adunării să fim cu toți prezenți ca să facem inaugurarea acestui centru. Dacă aveți întrebări. Piețele. Care este lucrările la piețe, domnul primar? La piețe deja ați văzut că am terminat piața Big, e funcțională. La bazar deja ați văzut, dacă treceți pe acolo, deja am ajuns la stâlpi și urmează în zilele următoare să punem fermele de legătură. Suntem avansați pentru că îmi doresc ca și acest proiect bazarul undeva la finele lunii octombrie să finalizăm ca să ne apuce iarna și să mutăm tot bazarul acolo să fie ceva modern și util. Piața Mare e în lucru, așa cum vedeți. În ultimele două luni am avansat mai greu, dar este în termen, nu am ce să fac constructorului, dar le vom duce la capăt și vom face aceste lucruri funcționale. La bazar, acea construcție care a rămas în picioare. S-a încercat cumva... Care construcție în picioare? Este un magazin, o clădire în interiorul bazarului. Păi nu, este o proprietate. E o proprietate, dar fiind domeniu public acolo. Nu e domeniu public. Nu. A fost domeniu public și a fost vândut. Unde există retrocedare, nu vândut. Unde există construcții. Deci a fost retrocedare, nu vândut. Bine, forma proprietății, să spunem că nu are. Eu doar vă întreb, nu vă sugerez răspunsul. Unde există construcții de interes public, se poate apela inclusiv la exproprieri. Nu în cazul sau la cumpărări. Nu în cazul ăsta. Sunt anumite specificări, sunt clare exproprierele. Deci sunt clare exproprierele care, în momentul în care trebuie să le faci. Deci acolo e prins deja în proiect un perete antifoc, e luată soluția, e dată soluția tehnică și așa, vă rog, domnule. Și atunci am găsit soluția tehnică prin proiect în care să protejăm acea zonă și va rămâne acolo. Deja proiectul este făcut și este încadrată și zona respectivă în acest proiect. Vorbiți-ne puțin despre situația de la grădina zoologică. Cine este noul manager? Deocamdată este domnul director Tatavura, este în preaviz. A dorit să-și dea demisia. Nu am comentat, am avut o discuție cu dânsul. Asta a fost decizia dânsului, o respectăm ca atare și vom merge cu altcineva.
Vom vedea viitorul apropiat. A declarat domnule primar la Cuza Vodă cu ocazia campaniei electorale că aveți proiecte, puteți avea proiecte comune împreună cu Cuza Vodă sau Grădiștea. La ce v-ați referit? Păi, în primul rând, așa cum veți vedea în viitorul apropiat, că toată lumea spune drumul de la Siderca. Drumul de la Siderca îl vom face. Ba mai mult, vom merge pe o reparație de iluminat public care a existat acolo. Da, și mergem de asemenea cu pistă de biciclete și trotuar și indiferent cine a ieșit la Cuza Vodă și dacă a ieșit candidata de la PNL, comunitatea nu trebuie să sufere și dacă sunt proiecte comune Călăraș și Cuza Vodă, cu siguranță vom face acea pistă de biciclete, că se pare că pe energie verde și pe toate astea pe... vor veni proiecte și putem să facem proiecte în comună ca să apropiem cât mai mult Călărașul de Cuza Vodă și nu numai, chiar și spre Grădiștea, ca să avem proiecte comune. Așa cum bine știți, în viitorul apropiat, câștigătorii de proiecte europene vor fi cei care vor avea asocieri de peste 10-100.000 de locuitori. Și atunci este bine să ne extindem până la 30 de kilometri, să facem o zonă metropolitană, să gândim proiecte mari în care să dezvoltăm toate zonele limitrofe Călărașului. Cine coordonează poliția locală în municipiu? Domnul Angel. Și în cadrul domnului viceprimar? Domnul viceprimar. Că înainte de a veni dumneavoastră, aveam o discuție cu colegii privind îndrumarea traficului aglomerat. A avut-o la ore de trafic... Nu se mai observă o participare a polițiștilor locale, am văzut decât în anumite, în anumite zone se acționează pe parcuri. Privind spărgătorii de semințe, sunt ce fel de activități ați întreprins, domnule viceprimar, cu poliția locală în ultima vreme? Și spațiile verzi. Deci, în permanență, avem reprezentanța poliției locale prin parcuri. Intensificăm aceste acțiuni cu precădere în weekend. Chiar mâine avem o întâlnire și cu un reprezentant al Serviciului Ordine Publică din cadrul municipiului Călăraș, respectiv un reprezentant al jandarmeriei, în cadrul unui grup de lucru pe care l-am inițiat, în vederea adoptării unor măsuri comune pe linie de ordine publică în aceste zone aglomerate, cum bine ați amintit, piața Orizont, Parcul Big, Parcul Luceafărului, Parcul Victoria, unde în fiecare seară constatăm prezența foarte numeroasă a cetățenilor în această zonă și preîntâmpinăm aspecte legate de curățenie și celelalte de ordine publică. Și a distrus mobilierul, ce măsuri veți lua în astfel de situații? Păi, în primul rând, dăm voie să răspund, am în vedere ca să începem să punem un sistem de monitorizare video pe fiecare parc. Când aveți în plan această investiție? Păi dați-mi voie... E discuție de 2 ani de zile, aproape. Păi nu cred că ați avut o discuție acum mine. Cu dumneavoastră, am avut chiar eu personal. Păi nu. Și mi-a spus că păi, da, avem... Păi n-am fost la primărie, eu cred că, dacă mi-aduc aminte, cred că am vreo luni. În 9 luni de zile nu pot să fac. Eu am spus că de 3 ani, cu autoritățile păi, care se prind. Când a venit mea asta la dacă îmi permiteți. Deci ideea e, dacă mă las să termin... Eu mă las, că v-am cerut și personal chestia asta. Și de asta am venit special la conferință de presă. Să vă întreb când veți implementa, că de 8 luni de zile spuneți că veți. Când implementez, nu pot să implementez totul deodată. Când aprobați? Aveți răbdare. Aveți răbdare. Deja fac studiile respective, că vreau să punem niște camere cu focalizare, să identificăm foarte bine. Adică nu punem niște camere simple și gata. Pentru că efectivele de poliție pe care le avem la ora asta nu fac față. Gândiți-vă că avem 2 centre în care avem blocați 10 polițiști locali. Avem protocol cu Poliția Națională în care să le dăm în echipaje mixte. Oameni, prefectura ne cere la permise și matriculare auto, iarăși ne ține pentru că sunt probleme și acolo. Adică nu putem să fim prezenți. Din contră, ne ducem, sunt atâtea parcuri și atâtea probleme. Deja am început să dăm amenzi și nu ne vom opri aici pentru că numai așa putem să educăm, se pare, în această zonă pentru că nu merge. Dar, din contră, chiar o să vedem că sunt discuții de anumiți consilieri, au ridicat problema să ridicăm aceste amenzi, pentru că deja polițiștii se plâng, pentru că dacă se duce și două amendă, dacă este minor, e 50 de lei și 25 de lei în 15 zile dacă plătește și atunci încep să
facă mișto, să spună dați-mi două că... Revenim puțin la subiectul pentru care ne-am întâlnit aici. Care este zona cuprinsă în proiectul ăsta? De unde până... Deci o să începem de aici, din fața platoului de la Barbu Știrbei, închidem strada Sloboziei și mergem pe toată zona pietonală până la piață. Și o să fie o zonă frumoasă în care o să fie spații verzi, o să fie fântâni, o să fie canapele, o să modernizăm toată zona respectivă în care eu mă gândesc, dar în funcție de studiul pe care îl vom face în zonă, în care să aducem în zonă chiar ca mici cafenele și ceainării ca să poată să recreeze lumea, cu muzica ambientală în care să poți să stai liniștit și să te gândești la liniște și atunci eu cred că o să fie zona foarte frumoasă dacă o gândim de la început în proiect și ce vrem să facem acolo ca să ducem acest proiect și să fie o oază de liniște și de frumusețe. Nu face parte din proiect, dar v-ați gândit să integrați cumva și Curtea Prefecturii în acest proiect? Sigur, este discuția de mult făcută pentru că vrem să integrăm și această Curtea Prefecturii, să dezvoltăm un parc frumos acolo, demn de un palat, dar în primul rând nu putem să facem asta până când nu se deblochează această problemă cu cine ce face și cine rezolvă această problemă a Palatului Prefecturii. Am văzut că s-a interzis accesul în curte acolo unde se parca în jurul stat. Da, eu am vorbit cu domnul prefect, dânsul a spus că au fost sesizări acolo în zona în care intrau tinerii noaptea și făceau ce făceau pe acolo. Discuția asta este mai lungă, în sensul că eu am vrut să deblochez, am sunat pentru că vreau să deblochez această parcare până la urmă, să găsesc o soluție, dar nu este terenul meu, este terenul Consiliului Județean și a rămas să facă diligențele respective cine dă drumul și când dă drumul la această parcare, pentru că avem nevoie în zonă. Domnule primar, cine a preluat conducerea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân? Domnul doctor Tâlpean. Și legat de poliția locală? Doctor veterinar. Da, legat de poliția locală, că s-a discutat, au apărut nunțile, înmormântările pe spațiu public cu blocarea drumurilor. Care este punctul de vedere? Deci, din punctul nostru de vedere, zicem că până în această perioadă am gestionat aceste lucruri, pentru că vin foarte multe cereri în care să le dăm acordul. Asta voiam să vă întreb, dacă primăria va da autorizații. Deci, nu dăm autorizații, dăm un acord cu respectarea legislației în vigoare. Avem discuțiile care am avut de fiecare dată cu partenerii noștri, Jandarmeria, Poliția Națională, în care să monitorizăm aceste zone, în care muzica să fie la o oră potrivită și care să nu deranjeze la anumiți decibeli, da? Și atunci nu au fost încă plângeri pe zona aceasta, le-am gestionat. Este bine să-i lăsăm și pe oameni să-și facă nunțile, pentru că, așa cum ați văzut, pandemia ne-au obligat să le tot mutăm, să le tot mutăm. Nu, până acum, în acest moment, nu sunt plângeri pe zona aceasta. Au înțeles și ei că trebuie să respecte legislația. Chiar dacă pun corturile pe trotuar un pic, dar sunt mult mai liniștite și nu cer decât două ore ca să-și facă obiceiul. Când s-a parcat, cum o veți remedia, domnule primar, în zona piețelor, a instituțiilor, dar ridicarea autovehiculelor abandonate? Era un proiect al noastră, ați promis să le veți ridica. Deci, contractul este semnat. Probabil că de la începutul săptămânii viitoare vom intra în această acțiune. S-a întârziat un pic din motive obiective privind firma care a contractat. S-a schimbat legislația și deja se cer foarte multe autorizații. Dar suntem pe ultima sută de metri și cu siguranță în curând vom proceda la... Cine a făcut identificarea în teren? Identificarea în teren este făcută de către, așa prevede și legea, este făcută de inspectorii din cadrul Serviciului Gospodărire de Transport Local al primăriei. Și nu numai. Și nu numai. Și la sesizările dumneavoastră. Și la orice. Dar ca procedură, cu 10 zile înainte de a fi ridicată mașina, trebuie notificată. Da, mașina aceea care este abandonată, ce criterii trebuie să îndeplinească? Poate zice omul, lasă-o că e a mea, lasă-mi acolo, că eu vreau să țin în fața casei, deși e pe domeniul public, e pe stradă. Deci, dacă stă mai mult de 6 luni de zile pe domeniul public, intră în categoria mașină abandonată și trebuie ridicată. E una pe o stradă cu cauciucurile desumflate, deja deja suntem în zona de notificare, le-am notificat. Identificăm proprietarul, dacă reușim să îl notificăm după identificare, dacă nu, prin un afiș pe mașină este notificat ca în termen de 10 zile de la notificare să-și o ridice. În caz contrar,
procedăm la ridicarea cu firma autorizată. Când vor fi stabilite tarifele pentru bazinul de not? În următoarea ședință de Consiliu pe 30. Vor fi ca cele de la Slobozia sau mai mici, mai mari? Nu știu care sunt cele de la Slobozia, dar noi am identificat, am făcut cheltuielile care le avem și am creat abonamente pe zona aceasta, pentru că nu vreau deocamdată să mergem pe bilete, vreau să mergem numai pe abonamente, pentru că necesită iarăși o muncă în plus, că trebuie să angajăm casier, trebuie să ne... Așa, avem casier la SPC TAFL, la serviciu care gestionează acest bazin, și atunci poate să meargă la caseria fiecare care își dorește, merge la caseria serviciului, plătește abonamentul și după aceea, de cât verificăm și știm, ca să putem să și putem să știm exact pe ore câte persoane și cum îi așezăm în planificarea noastră ca să respectăm legislația, pentru că trebuie să mergem nu mai mult de 25 de persoane pe oră. Domnule primar, săptămâna trecută s-a aprobat prin ordonanță de urgență scăderea prețului pentru locuințele ANL. În momentul de față, la nivelul municipiului Călăraș, se cunosc noile prețuri pentru locuințe? N-am avut o discuție pe tema aceasta. În viitor vom avea și este foarte bine că s-a procedat la aceasta, să vedem până mai ce se va întâmpla și cu la ce prețuri au pus. Dar o să avem o discuție în zona aceasta, pentru că noi vrem să punem și să vină cât mai mult doritor să cumpere aceste ANL. După publicarea în Monitorul Oficial și când veți obține aceste informații, le puteți face publice în cadrul unei conferințe de presă Sigur, vom face această discuție ca să putem, dar întâi să revedem un monitor oficial și după aceea stăm de vorbă pe această temă. Când se rezolvă problema juridică a terenurilor care sunt aferente acelor construcții ANL? Nu mă refer doar la apartament. Adică? Păi în momentul de față, cei care cumpără locuința, cumpără doar locuința, nu și teren. Păi nu, acele terenuri au fost închiriate. Da, dar e o anomalie. Deci primăria nu-ți dă dreptul de proprietate. Tu practic nu ești proprietar pe acel teren. Ba dar da, nici primăria ce este sub casă? Mai putea folosi ce este, acel teren. Ce este sub casă? Nu, ce este și lângă casă. Nu, ce este sub casă. Dumneavoastră, la fel ca și la bloc. Iar restul terenului este în proprietatea primăriei, pe care noi îl închiriem. Ceea ce și facem. Când se vor întreprinde, domnule primar, controle? Când au fost ultima controle dată? La ce? Privind modul de ocupare al acestor ANL-uri. Pentru că în spațiul public au circulat diferite discuții că ce ar fi sau nu ocupate legal, sunt închiriate, sunt proprietate. Domnul meu, deci controle în sensul acesta facem de când am venit la primărie. Dumneavoastră? Nu eu personal, dar eu nu pot să fiu personal peste tot. Adică, gândiți-vă, dacă merg să controlez câte ANL-uri sunt acum, ajung la finalul mandatului și n-am rezolvat nimic. Da, ideea este că dacă ele sunt plătite, unde am avut nedumeriri și am verificat, sunt plătite la zi, da, nu pot să îngrădesc dreptul de mobilitate a unui cetățean care are un ANL și pleacă în străinătate și acolo rămâne sora, mama, vărul, eu știu cine locuiește, dacă ei și-au plătit. Acum, istoria spune și gura târgului spun că sunt persoane care au închiriat acele ANL-uri. Dar dacă respectivul care stă în ANL nu spune care e închirie și că nu ai ce măsuri să iei la momentul acesta, dacă sunt plătite la zi. Referitor la transportul local, condițiile de transport local, cine se ocupă de verificarea condițiilor de transport local? Inspectorii din cadrul primăriei. Să știți la ce mă refer. Condițiile de transport. Inspectorii. Sesizări sunt foarte, foarte multe. Da, sunt sesizări destul de multe. Am discutat. Sunt sesizări destul de multe, dar mai mult în zona de timpii de așteptare în stații. S-au plâns oamenii, în ultima perioadă s-a reglat, dar ba mai mult o să vedeți că o să avem un proiect în care o să dezvoltăm și această zonă, în care o să luăm 4 autobuze electrice pe care o să le dăm operatorului, iar mai departe, dacă stăm să gândim, am avut deja discuții, pe viitor ne gândim la un serviciu de transport public și al primăriei, pentru că am văzut că sunt destule axe în care putem să accesăm aceste axe și să luăm cât mai multe autobuze ecologice. Domnul viceprimar Coman, o întrebare, vă rog.
Vis-a-vis de primărie este o clădire, a tăstat acoperișul și între timp s-a blocat circulația pietonilor și pe trotuar și sunt obligat să traverseze jumătate din șosea expuși la riscuri, la aproșaj de autovehicule. Domnul primar știu că a dat două amenzi, dar care ar fi soluțiile pentru a se reda trotuarul pietonilor? Nu cunosc bine, e o istorie veche, chiar eu am făcut retrocedare, mi-aduc aminte, la imobilul acesta, e doamna Tachia Antonia, proprietar, de să fac demersurile și a obținut, mă bucur că a obținut, a venit avizul de la Ministerul Culturii, care a dat acordul de demolare, adică nu se mai poate reabilita. Deci, în curând, zic, în câteva luni, dacă o sprijinim și noi... Cu amenzi. E, nu, dar putem să ajutăm la demolare, că este femeia singură, este... Și mă bucur că avem... Deci, putem, în următoarele trei luni, se poate demola. Adică, dacă mai sprijinim în sensul de a ajuta dacă ratul moluzului, știu eu. Deci eu am luat măsuri în sensul că, având în vedere că este proprietate și le-am vorbit la urbanist, ca în următoarea perioadă, dacă va fi scoartă, foarte scurtă perioadă, dacă nu ia măsuri în care să își consolideze această clădire, va fi amendată în fiecare zi sau de câte ori prevede legea, pentru că numai în felul acesta putem să descurajăm de a mai ține construcții în starea aceasta de degradare și mai ales că prezintă foarte mare pericol. Nu putem, acum revin la ce ați întrebat dumneavoastră, nu putem să dăm drumul la zonă și să lăsăm circulația liberă pe trotuar, pentru că în momentul în care ridic aceste măsuri pe care le-am luat acolo, sunt direct răspunzători de ceea ce se întâmplă în zona respectivă. Vorbind despre diagramul cădei și profit de prezența doamnei Trifun în sala și întreba-o despre acel proiect cu Cinema Victoria. Când va fi reabilitat? În 2016 se tot vorbește despre proiectul acesta. Păi vă spun eu, pentru că m-am preocupat de când am venit aici și era o poveste că se preia să facă un DALI. Am rezolvat această problemă cu DALI, toate documentele le-am dat la CNI. Și să vedem ce se întâmplă la CNI, pentru că sunt, cred că acolo ne ducem la o valoare, dacă nu vorbesc, peste 1 milion și vreo 200 de euro. Da? Și atunci va fi în valoarea foarte mare, așteptăm să vedem ce se întâmplă la CNI. Am înțeles că nu vor mai finanța, dar încă nu se știe nimic până luna august, nu vor finanța pe zona asta de infrastructură și vor merge mai mult pe construcții civile. Și atunci așteptăm să vedem ce se întâmplă, să vedem cum putem să accesăm. Așteptăm PNRR-ul, pentru că dacă ne permite, atunci o să putem să intrăm pe zona aceasta, să vedem cum bleașează. Pentru că ați observat și dumneavoastră în media, sunt destule discuții pe PNRR, în sensul că vor să dea anumite sume prin ADR-uri la OAT-uri și să le ducem în zona unde avem urgențe. Acum, până nu se așează această politică, cum vom cheltui banii din PNRR, nu știm să spunem la ora aceasta. De drept este că ne dorim să modernizăm Cinema Victoria, fostul Cinema Victoria, este ba mai mult. Dacă putem în viitorul îndepărtat sau apropiat să reabilităm, ca să văd ce se întâmplă și la Cinema Orizont, chiar dacă cineva a luat acolo, adică trebuie să aducem la un stadiu de normalitate toate aceste construcții și să le dăm o utilitate publică. Vreți să lăsați tot cu destinația de cinematograf sau să-i schimbi? Deci acolo putem să facem destul de multe. Ideal ar fi de să ne putem produce pe o zonă de spectacole și cinema, iar de ce nu mai târziu, fiind o terasă generoasă, să putem să închiriem și cineva să dezvolte ceva acolo pentru a te duce la o terasă să bei o cafea și un ceai. Sunt multe variante pe care la momentul acesta le studiem, dar cel mai important lucru este să reabilităm această clădire, iar destinația clară, sigur, va fi pentru divertisment. Dacă mai rămâne picioare, că am văzut că se e crăpat... Va rămâne. Dacă ne stăm să ne gândim la istorie, poșta veche era într-un picior așa. Se degradează măcar o mână de beton. Nu avem cum să băgăm o mână de beton în ce? O să facem curățenie acolo. O mână de beton nu poți să faci nimic. Da, unde e crăpat? Unde sunt fisurile acestea? Lăsăm să mai țină un an, doi. Deci dacă poți, ce să faci să intervii acolo? Să bagi o mână de... Nu e vorba de... Pentru că în momentul în care te apuci și decopertezi acolo, va trebui să intervii serios. Nu,
Domnule primar, vă rog. Există o problemă cu resturile vegetale. De exemplu, au fost tot felul de furtuni în ultima perioadă. Au căzut trenci. Cel puțin la aneleuri am început să ne toaletăm singuri copacii, că până vine de la primărie durează. Ce facem cu acele resturi vegetale? Spațiul din jur ni-l singur, ni-l gospodărim, ne tundem iarba, ne facem curățenie. E foarte bine, e un simț civic. Bun, sunt de acord cu dumneavoastră. Însă eu, dacă iau toate bălăriile alea, sacii între și le duc la tomberon, plătesc amendă. Cum putem rezolva această problemă? Dacă aveți adică foarte, eu vreau să fac curat, dar cum... Dacă aveți, dacă aveți foarte, foarte mult materie vegetală, sesizați-ne și noi trimitem camioneta noastră care suntem zilnic pe stradă cu ea de la spații verzi și le luăm la noi pentru a le toca și a le duce în zona de compost. Compost. Deci există această prevedere, exact. Se poate face. Putem să facem decât dacă ne anunța. Să nu le puneți, să le aruncați și... Asta zic, știu că este interzis, tocmai de aceea, pentru a... Eu mă așteptam cât mai repede să intervină de tot s-a dat legislația asta pe zona asta de biodegradabil, să înceapă să dea și normele metodologice, dar se pare că întârzie și atunci ne-a ajutat foarte mult. Că scăpam și duceam și indicatorii ăștia de care tot spunem de reciclabil așa, dacă ajungem să se dea foarte repede metodologiile de aplicare a legislației, atunci putem să ne ducem pe zona asta de biodegradabil și atunci nu avem niciun fel de probleme. Proiectul cu terenul de fotbal din, de jos din Dumbravă, când începe? Deci este la CNI în analiză tehnică. Pe terenul unde au fost grădinile și s-a demolat, ce se va realiza? Deci acolo, în viitor apropiat, o să facem o zonă de divertisment, tot așa. Ne gândim piscine, tot ce e pe de utilitate publică, ca să putem să avem... Adică desconcesionat pentru... Sigur, sigur. Păi, cum să facem? Noi încercăm să ținem toate aceste terenuri și să scoatem cât mai mult la concesiune, pentru că acolo ne vin veniturile. Dar să punem niște condiții în care să facem ceva util pentru populație, nu să facem numai un bar, să facem ceva în care populația să fie câștigătoare. În zona giratoriului de la Dedeman, de ce nu se ridică încă indicatoarele rutiere de... Acolo nu s-a putut face recepția, pentru că nu este vina noastră, acolo a fost o problemă, așa cum a sesizat-o, cred că a durat un an de zile, cred că zilele astea o să se termine. A fost acea cutie de gaz a unui cetățean din Călăraș, în care nu a dat acordul să fie mutată și a trebuit să luăm toate avizele de peste tot. Săptămâna trecută s-a luat și ultimul aviz. O să mutăm cutia pe gardul care l-a făcut cei de la Dedeman. O să termine strada aceea de asfaltat și după aceea începe recepția zonă. Și atunci scăpăm de toată problema. Domnul viceprimar Drag, v-a preocupat calitatea și prețul apei din municipiu? Cu domnul primar a găsit soluții pentru reducerea pierderilor? Ce ne-ați putea spune? Dacă eu vă răspund. Vă rog. Deci deja sunt în discuții cu cei de la apă, deja am început să așezăm un regulament în care vom schimba acest tip de taxare, să zicem, pentru pierderile care sunt pe fiecare scară. Că acolo este problema, da? Unde la blocuri, și am găsit modalitatea prin care cetățenii de pe scara respectivă să opteze pentru cum vor să plătească. Nu o să vă spun acum, am găsit trei metode, din astea să vedem, rămân trei sau să rămână două, ca să fie mai simplu, pentru a putea lucra mai bine și operatorul. Dar am găsit și cred că luna viitoare o să intrăm cu acest proiect de hotărâre. Adică nu uităm nimic din ce am promis, dar trebuie să le facem foarte bine argumentate și foarte bine pregătite. Domnule primar, azi de dimineață am primit o sesizare din partea cetățenilor de pe strada Zefirului, aproape de Tenaris. Spun că de 2-3 săptămâni au o problemă cu apa potabilă, are gust dulce și miros de motorină. Oamenii spun că N-am cunoștință de așa ceva. Vă transmit eu acum ce le-au transmis și nouă oameni. Spun că cei de la EcoAqua au venit de două ori, au luat probe. Prima dată vi s-a spus, da, într-adevăr, nu este apa potabilă. S-a remediat pentru o singură zi. Numai pe strada Zefirului? De acolo ne-au făcut sesizare, nu știu ce să vă spun. Okay. Nu pot spune, vă zic ce am primit. S-a rezolvat pentru o singură zi, a venit apă curată, apoi problema a reapărut, au revenit cei de la EcoAqua, au prelevat, dar de atunci nu au mai primit niciun semn.
oamenii spun și pe bună dreptate, domnule, nu este potabilă, însă tot ce am consumat eu voi plăti ca apă potabilă. Recomandați-ne să mergem, cu cine să vorbim, cu cine putem rezolva? Păi o să luăm noi, de ce să vă trimitem, o să luăm noi atitudine și chiar după cheia aceasta o să mergem noi cu cineva acolo în zonă să vedem ce s-a întâmplat. Din punct de vedere al investițiilor, ce ne puteți spune? Investitori care erau discuții vechi că vor veni, vor face... Păi nu, discuțiile... Machita ați promis. Deci, eu am avut, așa cum ați văzut și a fost prezent, da, pe site-ul nostru și la mine pe Facebook, am avut întâlnire cu directorul general de la Machita. Pentru că îmi doresc foarte mult ca cetățenii noștri care sunt în localitate să nu mai facă naveta acolo. Și am discutat cu domnul director general că următoarea zonă în care se va dezvolta Machita va fi în zona Călărașului și în special în Călăraș. De ce? Pentru că 35% din cei 2700 de salariați de la Machita provin din zona noastră. Și atunci le-a ieșit lor mai confortabil ca să nu mai țină o divizie de transportatori. Da, și mai ușor și pentru oamenii din localitatea noastră care lucrează acolo, pentru că nu mai trebuie să trezească la ora 5 dimineața, o să trezească normal la 7, ca la 8 să ajungă la servici. Ba mai mult am discutat și o să reluăm această discuție, pentru că vor să creeze și niște școli profesionale, pentru că, așa cum bine știți și dumneavoastră, nu prea mai avem oameni calificați. Și avem nevoie de oameni calificați. Și vor să facă o școală profesională în care să poată să își dezvolte meseriile respective pentru ce au ei nevoie acolo. Și o să începem niște discuții cu cei de la inspectorat, cu ei, să vedem cum putem să facem acest învățământ dual. Există la nivelul primăriei municipiului Călăraș solicitări pentru autorizații de construire pentru locuințe, dar în sistem privat? Au fost oameni care și-au a dus intenția, să zicem așa, de a construi în sistem privat, da, și le-am spus că le dau tot ajutorul pentru că avem nevoie de locuințe în municipiul Călăraș. Partea mai puțin bună, să nu spunem cu asta, este că municipiul Călăraș nu deține terenuri așa de atractive în care să dezvolți, să faci zonă mare imobiliare. Poate fi cumpărate de piața liberă. Absolut, absolut. Există terenuri libere de sarcină în Călăraș? Deci absolut, asta a fost și discuția care am avut-o la momentul respectiv. Am spus, luați din zona liberă, da, din privat și noi vă ajutăm cu tot ce se poate în zona respectivă ca să puteți să faci. Că degeaba faci un bloc într-o zonă dacă n-ai canalizare, n-ai gaz, n-ai apă, n-ai... Să permită și să le dați autorizație pe regim de înălțime? Pentru că noi acum avem gândirea în care ați văzut, începem acel recesământ, cine a făcut ceva în cartierul de tineri, da, și să începem să impulsionăm zona respectivă, pentru că am ajuns cu curent, am ajuns cu televiziune, am ajuns cu apa, cu gaz, putem acum să ne gândim pe zona asta, dacă tot revin la PNRR și ne dă voie, să ducem și canalizarea acolo. Că în momentul acela este singura, după ce am terminat și cu canalizarea, dar nu impediment acum la momentul acesta să se dezvolte în zonă, putem să dezvoltăm. E singura zonă în care putem să mai dezvoltăm orașul. Cred că să le extindeți până... orizontală, că pe verticală se poate în tot orașul. Repet, București s-a dezvoltat doar cu teren de la primărie. S-a dezvoltat cu teren. Deci dacă noi ducem toate utilitățile în cartierul de tineri, avem proprietăți private în apropiere și se poate dezvolta acolo până unde și până. Chiar are șansa de a se putea dezvolta pe vertical în foarte multe zone, pentru că sunt majoritare sunt zonele de casă. Dar nu există, de asta v-am întrebat dacă există. Sunt multe discuții de autorizare pentru construcția de locuințe. Nu, în viitor, vor veni acestea. Deocamdată au venit, s-au interesat ce gândire avem, ce extindere de canalizare, de apă, de iluminat, de ce doriți dumneavoastră în zonele respective, dar nu pot să vă spun la momentul acesta ce vor face acolo investitorii privați. Cert este că zone sunt acolo, da, în zona Consid, în zona fostei fabrici de zahăr care dorește să dezvolte acolo, dar deocamdată
suntem la nivel de discuții, mi-am arătat toată disponibilitatea și atunci putem să dezvoltăm. Trei locuri de casă, mă negociam cu proprietarii și făceam pe Bulevardul Republicii lângă poliție. Nu primeam autorizație la primărie? Bineînțeles. Asta spune, este și intenția investitorilor privați în construcția de locuințe, deși vedea. Prețul a ajuns undeva la 60-70 de mii de euro un apartament. E atractiv, din anii 70-80. Deci e atractiv la momentul ăsta în investiție imobiliară, dar să-i vedem acum. Deocamdată v-am spus, nu pot să mă pronunț în locul dânșilor, pentru că suntem la nivel de discuții și s-au cerut certificate informative și acum rămâne ca dânșii să decidă ce vor să facă.